Preoții le fac program credincioșilor pentru rugăciunile în biserică. Perioada în care gorjenii pot merge la biserică este bine stabilită de fețele bisericești. În mediul rural, enoriașii pot merge la biserică decât duminica sau în zilele de sărbătoare, atunci când preotul vine în casa Domnului să oficieze slujbe. Mai fac slujbe la toate sărbătorile. Dar este închisă. Da. Păi, și dacă vreți să mergeți să vă rugați, așteptați până duminica? Păi da. Mai e o femeie mai în vârstă și mai are cheia, dar nu deschide nici dânsa până când nu e slujbă. Adică duminica și în sărbători. La sărbători, da. În restul timpului, lăcașurile de cult sunt închise, iar enoriașii care trec prin fața bisericii nu pot decât să aprindă câte o lumânare. Și acest lăcaș de cult, ca mai toate bisericile din județul Gorj, sunt închise mai tot timpul. Preoții le deschid duminica pentru slujbă sau la vreo sărbătoare mare, iar credincioșii atunci se pot ruga și pot aprinde lumânări. Dacă vreți să aprindeți o lumânare, să vă rugați. Sunt afară. Spre deosebire de bisericile din mediul rural, în municipiul Târgu Jiu, bisericile sunt deschise zilnic până la o anumită oră. În mediul urban, în fiecare zi, bisericile sunt deschise cel puțin 8 ore, în funcție de slujbele planificate. În mediul rural, preoții sunt totdeauna la dispoziția credincioșilor, în funcție de nevoile acestora.